Alut. Un telefon. Samsung Galaxy. Este un Galaxy A13. O să-i facem o setare clasică. În sensul că i-am făcut un reset acum că mai umblase cineva prin el. În sensul că telefonul va fi folosit de o persoană în vârstă și nu are nevoie de prea multe decât să-i mut contactele din vechiul Huawei așa, am înțeles tot ce scrie ăsta aici. Hai să așteptăm până vine o limbă mai normală. Ăsta este română. Simu nu avem deocamdată. Suntem română. Bineînțeles că sunt de acord, am și citit tot. Nu vreau asta. Că cel de pe care o să vină puținele informații este un Huawei. Hai să-l băgăm pe Dan aici. Ok, am pus parola. Așa, n-am decât să-i pun contactele, să-i mut WhatsApp-ul și pozele și restul și convorbirile. Un cont de Facebook și să-i mut pozele. Cred că ar fi fost mai mișto dacă îl filmam eu în picioare. Ia să încercăm, punem pauză, stop, adică. Așa. Greu cu camera când ești începător. Ce-i făcut aici? Hai să vedem dacă da, mă îndoiesc eu că merge. Deci pe telefon este un Huawei Y7 2019. Magazin Play. Wireless. Și dăm conectare. Asta arată așa. Acum. Și asta așa. Ok. În principiu da, mă, e în aceeași ăsta e instal, ăsta e în 5G și ăsta e în 2.4, parcă văd că din cauza asta nu merge. Să vedem. Da, mă, ho, țipă și ăsta acum. Da, conectare. Permitere. A, apărut. Ok, permitere. Și gata. Acum caută el ce date. Pozele mi-ar trebui să pot să le mut tot personalizată. Vedeți datele ca apeluri și contacte. Contacte doar în citire. Ok. Ăstea nu mă interesează aici, fiindcă WhatsApp-ul deja am făcut backup pe Google Drive. Și dăm așa. Contul de Gmail, apeluri și contacte, mesaje, aplicații nu, că
dacă mi le pun din nou, eu și oricum are foarte puține de pus, setări, nu, imagini, videoclipuri, muzică și înregistrări, documente și fișiere, muzică și hai să dăm și pe asta. Ok, transfer. Așa, copiază. Și acum începe să le copieze. Și până... Căutăm parola. Am greșit-o prima dată și acum gata. Cea mai faină treabă, întotdeauna când faci la prieteni sau altor persoane sau, să le scrii pe WhatsApp. Și acolo le ai frumos. Bineînțeles, dacă comunici cu persoana respectivă 50.000 de tâmpenii, o să-ți apară pe acolo. Da, mă, ok, acceptare toate. Așa, nu vreau deocamdată. Nu vreau nici asta. Nu vreau, n-auzi. Asta nu, asta nu, asta nu, calculatorul da. Asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, notez da, asta nu, asta nu. Deci notez și calculatorul e suficient. Ok. Și acum cred că o să opresc filmarea că nu are rost să mai stăm, că o să dureze un pic. Cred. Sărim peste contul de Samsung, nu ne interesează, sunt pregătit, fu, clar. Du-te, mă, cu jocurile tale, bă. Îi dăm și noi aici sau îi dăm trebuie să-i dăm următorul? Ah, are o viteză săracu de el. Bun venit, da, nu putem să sărim peste asta, deci nu e selectat nimic, nici nu ne interesează nimic. Next. Lasă-mă, mă, cu astea. E perfect. Și cam atât. Și acum probabil că stă. Cam așa arată telefonul. Are un... E un... Nu mă pricep eu cu culorile. Cum se pricep femeile. Este un albastru extrem de spălăcit. Deci Samsung-ul ăsta este lansat în martie anul ăsta, 2022. Ăsta altul în martie 2019. Deci sunt 3 ani, ar trebui să fie o leacă de diferențe. Samsung-ul mai greu cu 27 de grame. Ăsta are 6,6 inci ecranul, altul 6,26. Ăsta are PLS LCD-ul, celălalt avea IPS. În schimbare, Samsung-ul are Gorilla Glass 5, Android 12 față de 8.1. Văd că sunt mai multe modele. Ia să vedem asta. Cât vrea mare. Țac, țac, țac. Despre telefon.
Da, și trebuie să știi unde să te uiți. Cred că la memorie. Deci are 64 de giga cu 4 GB de RAM. Și Huawei ăsta a fost 32 cu 3 și 64 cu 4. Ia să vedem cât are. Ok, zice că a terminat de copiat. L-a transferat date. Ăsta are 3 GB cu 32. Deci e un pic de upgrade. Cameră de la 13 megapixel la 50. USB-C, asta e foarte bine pentru cei în vârstă, față de micro USB. Etc. Încărcător de 15W față de 10W, baterie de 5000 mAh față de 4000. Și n-am zis ce era mai important. Greutatea am zis-o. N-am zis de procesor. Deci ăsta Samsung are un 8 core, 4 la 2 GB A55 și 4 la tot la 2 GB. Tot A55, dar de ce sunt 4x2, 4x2? Ok. Așa, și ăsta la altul este tot 8 core, la 1,8 este A53. De la A53 la A55 nu e mare șmecherie, zic eu. Ori mai fi ceva diferențe la GPU, de la Adreno 506 la Mali G52. Cum se zice, clasic, an fine. Și acum să începem, hai să-i dăm lui aici, lui ăsta, pardon, mamă ce frumos e, era pe, vedeți, da? Asta îmi face și mie focus, așa, mai multe acceptă, stai am dat deja, da mă, nu vreau ăsta, lasă-mă în pace, închidere totală, Facebook-ul ăsta, o să dăm aia cana. Mă uit eu după aia dacă le-a făcut. Atâta ce vreau să umblăm și noi în setări la aplicații. Nici eu nu le știu pe toate, dar poate mai ajută pe cineva. Android Auto. Clic pe el. Dezactivare, dezactivare. Nu folosește așa ceva, doamna. App Center, hai să zic să-l las. Chrome-ul lăsăm. Contacte Drive. Finder, foto. Nu folosește ăsta. Google Photos. De ce m-o fi dând înapoi? Nu știu. Galaxy Store. Nu pot să-l dezactivez. Galaxy Tab. Nu pot să-l dezactivez. Maps nu folosește, dezactivare. Meet nu folosește, dezactivare. Mesaje, mesaje, mesaje. Ok, trecem peste. PowerPoint Blast. Asta e un joc, închidem. Ah, ce mă disperă când face refresh și se duce jos. Se duce la începutul bării. Private Share nu mă interesează, dar nici nu se poate opri. Samsung Cloud nu se poate opri. Smart Switch-ul nu ne mai interesează. Așa. Vreme lăsăm. Wow, ăsta nu știu ce înseamnă. YouTube Music nu. Sunt suficiente reclame pe YouTube-ul normal. Așa, hai să mai începem încă o dată. Drive-ul lăsăm pentru WhatsApp. Facebook-ul lăsăm. Trebuie să sun să întreb că parcă spunea că vrea alt cont. Asta nu merge, să-l dezinstalăm. Sau să-l dezactivăm. Cam atât. Văd că e bine că nu are multe aplicații. Aveți grijă la început acolo să nu dați prin ele.
Cam asta ar fi. Ia un ce prostie asta. Wow. Începe joacă. Mă las, mă, cu jocul vostru. Închidem de memorie și apoi ținem apăsat pe el și dăm dezinstalare. Ok. Așa. Și acum punem așa, store-ul ăsta nu interesează și îl punem aici. Setări, contacte, ceas, calendar, calculator, notes. Perfect. Ia să mai avem telefon, ăsta și cu camera. O să mai vrea contactele, că am văzut că... Hai, mă. Nu merge, ia să vedem cum îl punem. Aha, adăugare pe ecran acasă. De ce mai face o pagină? Nu știu. Trebuie să mai punem WhatsApp-ul, dar atunci nu o să mai stau cu voi. Galerie, asta îl vrea și pe ăsta acasă. Mesaje, telefon, Facebook-ul este. Facebook-ul este. Punem aici. Punem aici. Așa, hai să vedem. Asta pot să șterg și eu. Merge tot pe clasic. Și mai am afișaje meteo, nu știu ce. Ștergem și pe ăsta. Google Discover off. Tu ce bine. Și gata. Și acum avem și noi. Frumos. Pentru oameni simpli și pentru cei în vârstă. Eliminare. Nu mai trebuie să dai click stânga-dreapta, nu mai e nimic. Le ai direct aici. Aici astea puține, frumos. Ce folosește în mod constant. Ăsta o să-l bag eu aici, că nu-i trebuie. Mesaje, cameră, galerie, telefon, ceas. Perfect. Și o să mai pun... Putem să punem și noi un widget de ceas. Cred că acesta adăugare. Trei iar familia, deci nu-l pun el aici, nu pot să-mi dau seama. Și mi-a mai făcut un ecran acum, că atât îl duce pe el mintea. Așa. Perfect. 11:53 și e cu însurit. Chiar este. Cam asta ar fi. Hai să dăm și o repunere, să vedem aproximativ așa. În principiu se mișcă binișor. Acu e și cam gol. Are poze și așa mai departe, dar n-a aplicații foarte puține. Și nu are Facebook și Messenger, că le mănâncă de nebunești resurse. Cât am zis? 600. 70, 680 de lei. Ok. Asta e. A 1364 cu 4 GB. Blu-ray. Cred că chiar ăsta este. Altex 680. La eMAG 750. Logic. Ok. Hai cu tata. Hai că ești gol. Bine. Acum s-ar putea să meargă și un pic greu, fiindcă i-am făcut destul de multe setări prin el și s-ar putea să stea un pic la până le organizează și le aranjează și le face pe acolo cum trebuie. Dar totuși. Hai bă. Ai văzut? Cum i-am zis, bă, a luat-o. Sau s-a supărat și aștese. Dar dacă îi dau mă încă o dată, hai bă. Hai bă ăsta. Ah! Exact ce am zis, mai face la aplicații, mai nu știu ce. Dar, normal, dacă îl lași 10 minute, un sfert de oră, o jumătate de oră să-și facă și el o
întreținere, ulterior o să meargă în maxim de viteză. Și glisați pentru a deschide și cred că ok. Cam asta e. Hai să vedem. YouTube nu mi-a pus. Hai să-l scoatem afară, că ăsta chiar ținem apăsat aici și îl punem aici, nu pe ecran. Tidim, tim, tim. Nu. Apropo, vedeți că YouTube Premium e gratis acum 2 luni, da? E oferta expiră pe 2 ianuarie. Și, logic, ce căutăm? Canalul meu. Dan. Daniel. 1978. Enter. Mamă, și ce l-a găsit? Deci nu l-a găsit. Ce tare. Mai devreme l-a găsit. Da, trebuie alegate și el găsit. Asta este deja abonat. Asta este nou acronim sau cum îi zice altfel la YouTube. Cam asta ar fi. Hai să dăm pe aici pe ceva. Așa mingea. Plătiți de luni de zile. Atât a fost și în stare. Măcar au dat și eu un gol în prima repriză. E ok. Cam asta ar fi. Cam atât. Alte întrebări? Alte chestii? N-am ce să-i fac deocamdată. Cam atât. Telefon ieftin și bun. Și nou. Pa, pa. Și mulțumesc.